Vineri 15 octombrie va avea loc un eveniment extrem de important pentru învățământul hunedorean. Atunci va avea loc proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante din unitățile de învățământ care funcționează în județul Hunedoara, numărul celor înscriși fiind mai mare decât al posturilor disponibile. La ora actuală suntem în pregătiri intense pentru proba scrisă care se va desfășura vineri în data de 15 octombrie. Iar această probă constă în rezolvarea unor itemi, este vorba de 50 de itemi, pe o perioadă de 120 de minute. Este vorba de verificarea unor competențe manageriale, abilități în rezolvarea unor probleme specifice în școală, probleme legate de legislație și capacități cognitive. Pentru a fi declarați admiși în vederea trecerii în faza următoare, cea a interviului, care va avea loc luna viitoare, candidații trebuie să obțină minim nota 7 la proba scrisă. Este de menționat că lucrările se vor corecta pe loc, iar contestațiile se pot depune imediat după concurs, până în data de 17 octombrie. Evaluarea acestei probe scrise se face în aceeași zi, se face în sala respectivă de o comisie de evaluare. Candidații au posibilitatea să asiste la această evaluare. Este vorba de niște iteme, este vorba de un șablon. La această evaluare participă sigur candidatul însoțit de doi martori din sală și mai mulți observatori din partea sindicatului, din partea asociației de părinți sau din partea elevilor. Condiția pentru a trece mai departe este, cum să zic, parcurgerea acestei probe și efectuarea sau rezolvarea a 35 de item din cei 50. Deci candidatul trebuie să facă 70 de puncte, să ia de nota 7. În momentul în care s-a întâmplat acest lucru, este declarat admis la proba scrisă. Între 15 și 17 octombrie este perioada de contestații ca la orice concurs. Examenul scris va avea loc la Colegiul Național Decebal din Deva, începând cu ora 10, iar intrarea candidaților în săli se va face în intervalul orar 9-9:30. În cazul candidaților care, din cauza unei nedorite infectări cu SARS-CoV-2, nu pot participa la proba scrisă de vineri, se va organiza o sesiune specială programată pentru data de 28 octombrie. În ceea ce privește problema colegilor noștri candidați la funcția de director, care în această perioadă a celor două etape, în speță ne referim la cea de la proba scrisă, sunt țintuiți de infecția cu COVID-19, cu SARS-CoV-2, deci au probleme și nu pot participa la concurs. Ministerul Educației ne-a spus că se va organiza o etapă specială a probei scrise în data de 28 octombrie. Bineînțeles, ei trebuie să o dovedească cu acte că în această perioadă au avut probleme din punct de vedere al acestei infecții. Noi directori de școli, dacă vor trece și de proba interviului din noiembrie, își vor prelua posturile la începutul anului 2022, odată cu începerea celui de-al doilea semestru al anului școlar în curs.